Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Tomb Raider. Ultima oară am rămas aici. Și acum să vedem ce mai putem face. Păi, în primul rând putem să mergem așa frumușel acolo. Nu știu cine dracu m-a pus să apăs maneta aia nicăpată. Să fiu sincer, cât de dată mă urăsc. Ok. Mergem așa sus. Apoi aici sus. Luăm aceste shotgun shells. Apoi mergem pe aici și haideți să coborăm pe aici. MP5, super fine. Acum mergem mai jos. Ok. Acum pe aici. Ok. Lara. Îmi vine să o ucid pe femeia asta. Vă zic sincer, îmi vine să o ucid. Salvez și văd dacă cumva trebuie să apăs maneta asta sau nu. Haideți să încercăm cu varianta că nu trebuie apăsat. Să fim siguri. Că facem ce trebuie. Nu de alta, dar mai sunt capcane de genul. Vă rog frumos, nu pot fără astea. Ok. Ouch. Cred că în prima trebuie să mă... Da, acolo. Oh, băgați-ai o Lara în pulă. Înceată handicapată. Și jocul ăsta e retardat. Cum pula mea îl faci pe timp? Aha. Huh.
Așa, ce găsim? Aici cred că ne întoarcem. Să apăsăm maneta asta. Ok. Acum aici. A? Și aici ce găsim? Oh, ce fain! Yes! Ok. Și acum mă duc în prima. Yes. Uhu. Așa. Iha. Ce super tare. Și ce avem acolo? Solomon's Key. Oare la ce o să avem nevoie? Vedea. Ha? Și ce e? A, asta e întoarcere. Da, da. Da, trebuie să mă duc în partea asta. Că am terminat cu toate camerele alea. Nu mai am nicio treabă cu acele camere. Ok. Ah! Ah! Fute de naiba. Ok. 21 de minute jumate. Haideți să ajungem aici sus. Luăm. Așa. Asta merită, fiindcă vrei să mă ucizi. Ceva shotgun shell. Ceva pe aici. Tot și ceva flares. Adică flăcări, flacără. Așa s-ar traduce. Am ceva, nimic. Ok. Și acum aș dori să vă arăt un bug care de la Tomb Raider, cred că din 1 până în al 3-lea. Deci mergeți așa aici și săriți. Ah, nu cred că pot aici. O să vă arăt într-un alt episod. Că este așa un bug. O să vedeți voi. N-am verificat o chestie. Ceva acolo nu este nimic. Alala, ceva acolo nu este nimic. Da. Moșii bătut româna. Ok. Asta nu este ceva pe jos. Ceva. Nu. Damned. Hm.
Vă rog să mă scuzați, sunt foarte obosit. Am avut școală astăzi. Am și dat test la mate astăzi. Deci, da. Și dacă vă întrebați că ăsta, Tomb Raider-ul, înregistrez după ce am înregistrat ultimul episod în Vice City. De fapt, nu ultimul, ci al 13-lea, cred. Al 13-lea episod, poate. Cine vrea să îmi guste din arme? Nimeni? Dar să mă sugest de ceva. Ok, acum ce am? Maintenance key. Ok, să mergem în partea asta. Ok. Eu aș salva, cred. Da, da, aș salva. Că am progresat cât de cât mult. Da, eram sigur că fac față de genul. Ce vreau să fac acum este să folosesc maintenance key-ul de aici ca să deschid ușa asta. Care de ce pula mea nu se deschide? Nup. Da, Lara e gen nup. N-am un coin pe undeva. Cobor în jos, ce dracu. Vrei ceva, ce măcar? Oh, numai trenul ăla foarte drăguț, care stă ca pula, da, de fapt e fut în ca dracu. Oare în partea asta cumva? Oare în partea asta cumva pot să... ajunge în altă parte? Trenule! Ah, cine este tren? Doar o textură care blochează tot. Ok. Cred că am futut tot jocul, dar nu știu de ce cred asta. Bun, dar acel maintenance key numai acolo merge, dar de ce naiba nu mă lasă să mă duc? Aia nu știu. Știi ce? Mă duc aici jos. În partea asta pot să mă duc prin ceva. După cum se vede, nu. Știi ce? Am să fac un... Dacă
pot, zălara, e clar. Dar văd că nu prea pot. Of, 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 și-am... Aceeași fază! Bă, curvo! Dacă nu mă lași, dracu-i, să termin jocul ăsta, te fute, dracu! Acum, ar trebui să mă calmez. Dar nu pot! Că idiota asta, nu? Nu, deci stați. Asta era aici, da? Nope. Ce pula mea e cu bugul ăsta? Of, of, of. Trebuie cumva să rezolv faza asta. Dar și ăsta e un bug, deci și alarma face un bug. Cred că alarma e de vină, că a făcut un bug și a făcut tot jocul. Cred că o să trebuiască totuși să reia o parte din joc. Uitați că până și trenurile cred că sunt gliciuite. Și cred că am făcut tot jocul, să-mi bag pula. Să-mi bag pula, cred că am făcut tot jocul. În cauza unei proaste de alarme. Și din cauza unei alarme handicapate, cred că am făcut tot jocul. Nu știu, o să încerc aici să văd dacă am glitchit și trenurile. Dacă le-am glitchit, înseamnă că clar e treaba. Ai, da! Pula mea, ce m-a speriat asta. Da, deci aceea am să opresc acest episod. Mulțumesc că m-ați vizionat, nu uitați să dați like, un share și subscribe și ne redăm data viitoare cu ce mai avea chestia să fac. Eu am fost Adrian și eu vă zic la revedere!